Bună dimineața! Vă salută Tatiana! Astăzi dimineață voi începe un proiect. După o fotografie trimisă de una dintre dumneavoastră, doamnele mele, pentru aceasta eu nu voi respecta proiectul realizat de creatoarea de conținut. Deci nu voi face decât un proiect adaptat, personalizat, în funcție de ideile mele. Doar fotografia va fi cea care îmi va îndruma pașii. Pentru realizarea acestui proiect eu voi folosi firul Bravo de la Schachemeier, de culoare roșie și culoare verde. Voi lucra... Acest fir este adaptat croșetului cuprins între numărul 3 și 4 mm, însă eu voi folosi croșetul numărul 1, deoarece va fi un proiect adresat copiilor și aș dori să fie cât mai bine lucrat, să ofere o cât mai mare stabilitate. Deci, în afară de acestea, așa cum v-am spus, voi folosi croșetul cu numărul 1 și, bineînțeles, întotdeauna și aceste croșete diferă. Aici cârligul nu este egal. O clămiță de separare, vom avea nevoie de melană pentru umplutură, vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de acul pentru cusut lână și, nu în ultimul rând, vom avea nevoie de două perechi de ochișori, dacă este posibil ochișorii cu șurub de siguranță, fiind un proiect adresat copiilor. Voi începe cu culoarea roșie și în cercul magic eu voi pleca cu un număr de 6 piciorușe scurte. Deci cercul magic, voi fixa cercul magic cu un prim picioruș scurt, sper să reușiți să vedeți și voi lucra cele 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, voi închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum închidem orice lucrare de tip amigurumi și nu numai, și voi continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș o mulțire. Deci, la sfârșitul acestui rând, noi ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând un picioruș scurt, după care în următorul picioruș vom face o mulțire. Înainte de a realiza această mulțire, noi vom pune clămița despărțitoare în primul picioruș de la începutul acestui rând. Vom lucra astfel pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom continua rândul următor lucrând două piciorușe scurte, 1 și cel de-al doilea. Voi pune clămița în primul picioruș scurt, după care voi continua cu o înmulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 3 piciorușe scurte, 2. Bineînțeles, în primul vom pune clămița despărțitoare,
Și voi continua cu cel de-al treilea picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, cel de-al patrulea, bineînțeles în primul. Vom pune cămița despărțitoare, apoi vom continua cu o înmulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Am ajuns și la capătul acestui rând, acum voi continua lucrând 5 piciorușe scurte. Bineînțeles, în primul picioruș scurt voi pune clămița despărțitoare, dumneavoastră puteți să o închideți, eu pun așa 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu 42 de piciorușe scurte. Odată obținute cele 42 de piciorușe scurte, noi vom face un număr de 8 rânduri de câte 42 de piciorușe scurte. Deci vom lucra picioruș cu picioruș și vom face 8 rânduri. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 8 rânduri. Ajunse la capătul acestor 8 rânduri de câte 42 de piciorușe scurte, vom pune ochișorii de siguranță. Voi trage un pic firul astfel. Și nu aici unde am încheiat rândul, ci în partea din față vom număra 1, 2, în corespondența celui de-al treilea rând. Voi pune primul ochișor, pe care îl voi fixa bine, fiind jucării adaptate copiilor, este nevoie să dăm siguranță ochilor, repet aceasta de fiecare dată. Apoi voi număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar în cel de-al șaptelea voi pune cel de-al doilea ochișor, vom pune butonul de siguranță și aici, după care vom continua lucrarea. Și vom lucra 5 piciorușe scurte, 1, bineînțeles aici și cel de-al doilea, în primul vom pune clămița despărțitoare, nu pierdem șirul, așa, deci avem 2, 3, 4, 5, după care vom face o scădere, vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu 36 de piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, vom pune clămița de despărțitoare, 2, 3, 4, după care vom face o scădere, vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Voi continua rândul următor lucrând 1,
spune Clămiță. Corespondența primului picioruș. Așa, 2. 3. Deci avem 3 piciorușe scurte. Acum vom face din nou o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne întâlnim cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Am ajuns și la capătul acestui rând, acum vom lucra 2 piciorușe scurte, 1 și cel de-al doilea. Eu sper să se vadă, să nu mă deplasez prea mult din fața camerei și apoi voi face o scădere. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. În momentul în care am ajuns la capătul acestui rând, eu am umplut jucăria cu melană. Și acum voi continua rândul următor, lucrând un picioruș scurt. Să vedem unde suntem. Așa, un picioruș scurt. Urmat de o scădere. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni pentru a continua. Deci vom avea 12 piciorușe scurte la sfârșitul acestui rând. Odată obținute cele 12 piciorușe scurte, vom face 6 scăderi consecutive și vom obține un număr de 6 piciorușe scurte. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, și cea de-a 6-a scădere. Și am obținut cele 6 piciorușe scurte. Acum vom face în felul următor, voi scurta un pic firul și voi lăsa în acest mod lucrarea. Deci voi scurta în felul acesta. Vom face un năsuc în cercul magic. Voi face primul piciorul scurt pentru a fixa cercul. Voi lucra 6 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, închidem cercul magic, închidem rândul cu fir alunecat și apoi vom lucra în corespondența fiecărui piciuruș o mulțire, astfel că la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 12 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. După ce am obținut cele 12 piciorușe scurte, vom face un rând doar de 12 piciorușe scurte. Deci, am făcut deja 2, punem clămița și continuăm singure 12 piciorușe scurte.
După ce am lucrat și acest rând de 12 piciorușe scurte, vom face 6 scăderi consecutive. Fiu atentă să nu greșesc aici. Și una. Lucrez un pic cam greu pentru că este încă noapte, nu este lumina zilei. 3. Cea de-a șasea scădere și am făcut un năsuc aici pe care apoi îl vom aplica lucrării noastre. Înăuntru vom tăia firul un pic mai lung pentru că avem nevoie să coasem și lăsăm un pic de fir. Vom închide lucrarea. Înăuntru deja am pus acel capăt de fir de la începutul lucrării. Vedeți? Este destul de plin. Iar acest năsuc îl vom coase aici. Între ochișori, exact un rând mai jos decât ochișorii. Deci, așa cum vă spuneam, vom coase năsucul. Eu m-am oprit un pic să pun firul în ac și încet, încet, de jur împrejur, vom coase și vom atașa năsucul. Nu știu dacă cineva ghicește ceea ce lucrez eu aici. Am spus un proiect surpriză. Însă va fi tot în acel domeniu al mascotelor pentru copii care pot fi atașate ghiozdănelului. Fie ghiozdănelul de grădiniță, fie ghiozdănelul de școală pentru cei micuți care merg în clasa 1, în clasa 2. Bine, noi considerăm încă mici, însă știți cum copiii sunt foarte zbăpăiați în ziua de astăzi, sunt foarte inteligenți, neliniștiți, așa precum un mic cutremur în casă avem în persoana lor. Acesta, am atașat năsucul. Sunt curioasă dacă cineva va ghici ceea ce fac eu aici. De adevărat, curiozitatea voi vedea apoi. Voi ascunde firul, îl voi pierde undeva. Am atașat mai întâi năsucul pentru că vreau să închei aici această primă parte a lucrării. Să am timp să o încarc și voi reveni cu continuarea tutorialului, deci după ce vom pierde firul undeva, vom scurta capătul care este în plus. Capătul de fir îl ținem pentru că vom avea nevoie de acesta. Îl vom pune tot în interiorul jucăriei noastre. Însă mai avem ceva de lucru. Eu voi încheia aici această primă parte a proiectului surpriză. Ne vom întâlni cu partea a doua și cu partea a doua vom finaliza. Sper ca dumneavoastră să ghiciți și apoi sper că rezultatul final să placă. Sunt Tatiana, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră.
Vă iubesc, vă doresc o zi minunată și ne vom reîntâlni cu continuarea acestui tutorial. La revedere!